Pregătirile pentru deschiderea târgului de Paște de la Drobeta Turnul Severin sunt pe ultima sută de metri, iar de mâine, 12 aprilie, el își va deschide porțile cu activități pentru toți severinenii, în special pentru copii. În primele două zile ale târgului, Primăria Severinului și Palatul Culturii au pus la punct o serie de spectacole dedicate celor mici. De la personaje de poveste, ateliere de creație, până la concursuri cu tematică de Paște, toate acestea le vor asigura atât copiilor cât și părinților două zile pline în zona centrală a municipiului. Târgul va rămâne deschis până pe 17 aprilie. Doamna manager, văd că se lucrează în plin la târgul de Paște. Le spunem micilor severine din primul rând, dar severinenilor. Vom fi pregătiți mâine? Cu siguranță, ne aflăm pe ultima sută de metri de amenajare a târgului de Paște, în perioada 12-17, în care am inserat o poveste a iepurașului de Paște. Este prietena copiilor din Severin, Ramona, lângă noi, specializată în activitățile recreative. Ce facem, Ramona, mâine? De mâine începând? Avem foarte, foarte, foarte multe surprize pregătite pentru copii, printre care se numără și vânătoarea de ouă în parcul central. Îi așteptăm pe copii. Mâncatul de gogoși, înțeleg. Da, facem un concurs de mâncat gogoși și atârnăm așa în copac să coboare gogoșile, o să fie foarte distractiv. Avem multe dansuri pe scenă și interacțiune, pictăm ouă, facem iepuraș din mai multe figurine, creăm cu ochișori și papion și de toate culorile. Deci, ce vârste ar trebui să aibă copiii care vin? Așteptăm copiii de toate vârstele. De toate vârstele, da, inclusiv cu părinții, cu bunicii, așteptăm pe toată lumea. De miercuri, 12 aprilie, târgul de Paște de la Drobeta Turnul Severin își deschide porțile cu activități noi dedicate mai ales copiilor. Povestea iepurașului, organizată în primele două zile ale târgului, va cuprinde concursuri inedite pentru cei mici, cu personaje de poveste, muzică și dansuri. Organizatorii le-au pregătit numeroase surprize. În Drobeta Turnul Severin o să fie organizată vânătoarea de ouă. Noi am venit cu această surpriză foarte frumoasă pentru copii. O să alergăm și o să căutăm ouă adunate în mai multe echipe cu stegulețe colorate, o să fie nemaipomenit. Așteptăm copiii cât mai mulți, în număr cât mai mare, noi suntem pregătiți. Vă întâmpinăm cu toate personajele voastre preferate, Mickey Mouse, Spider-Man, toate prințesele Disney. O să fie mega, mega, mega entuziasmant și încântător pentru toți copiii de toate vârstele. O să facem spectacol pe scenă, dansuri cu pampoane, cu majorete, o să ne pictăm pe față, vă așteptăm în parc, o să avem ceva concurs de mâncat gogoși, iarăși foarte, foarte, foarte mare surpriză și o să fie distractiv, precum și ateliere de creație, o să facem ouă încondeiate, o să creăm iepuraș de Paște și mult mai multe surprize, așa că vă așteptăm să le descoperiți. Căsuțele comercianților instalate în zona Fântânii Cinetice își așteaptă de mâine oaspeții cu tot felul de produse culinare. Tot în zona parcului central din Drobeta Turnul Severin vor fi prezenți și vânzătorii de produse confecționate manual. Târgul de Paște, organizat de Primăria Drobeta Turnul Severin și Palatul Culturii Teodor Costescu, se desfășoară în perioada 12 aprilie 17 aprilie. În toate marile evenimente, componenta de Kids Corner este una extrem de importantă și reprezintă atracția familiilor, ca să spun așa, pentru că micuții Severinului și nu numai vor veni la eveniment însoțiți de părinți, de frați mai mari sau de bunici. Este modalitatea noastră de a strecura un strop de bucurie și voioșie în inimile tuturor într-o săptămână premergătoare învierii Domnului. Pentru copii, dacă nu aducem pe iepuraș, este ca și cum i-am uitat, să zicem. De aceea, povestea iepurașului de Paște are loc în parcul central, în zona Fântânii Cinetice, timp de două zile. 12 aprilie și 13 aprilie. Ceea ce vreau eu să subliniez este faptul că vor veni aici și food truck-uri, deci și cei mici și cei mari vor avea diverse produse de servit, dar am inserat și vendori care aduc produse handmade, jucării pentru copii, iar echipa noastră de la Palatul Culturii Teodor Costescu îi întâmpină pe toți cu superbele baloane colorate, care de data aceasta sunt personalizate cu sigla Primăriei Drobeta Turnul Severin și logo-ul Palatului Culturii Teodor Costescu. Târgurile organizate în preajma sărbătorilor au căpătat popularitate și au devenit de la an la an tot mai apreciate de severineni, ele fiind principala atracție pentru mii de vizitatori, în special pentru copii. Avem anul acesta două componente, una, să zic așa, statică, cu căsuțele pentru fast food, pentru cadouri, căsuțele comercianților, plus ce avem în parcul din spatele meu, cu figurine din povești, cu căsuțe din povești și o zonă activă. Anul acesta va fi, să zic așa, mult mai atractivă. Avem ateliere de creație, încondeiat ouă,
pictură pe față, vor fi dansuri foarte multe, copiii vor participa la tot felul de concursuri, o zonă interactivă foarte frumoasă, atractivă. Îi așteptăm pe toți severinenii, și mici și mari. Am hotărât anul acesta, pentru că atât de sărbătorile de Crăciun, cât și la Zilele Severinului am avut succes cu genul acesta de activități, și am hotărât ca de sărbătorile pascale să aducem și să diversificăm această componentă atractivă pentru cei mici. În cele două zile cât va dura secțiunea dedicată copiilor la Târgul de Paște, spectacolele vor începe la ora 13 și se vor încheia seara la ora 19.